Elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica i-au comemorat astăzi pe eroii neamului la Obelisc. Alături de profesori, elevii au depus flori și coroane la monument și au ținut un moment de reculegere pentru toți cei adormiți. Ne-am întâlnit astăzi aici pentru a comemora Ziua Eroilor. În fiecare an, cu ocazia înălțării Domnului, se comemorează Ziua Eroilor. Încă din 4 mai 1920, în urma decretului, s-a instituit această zi ca zi națională. Elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica din Drobeta, Turnul Severin, au dorit să aducă un omagiu eroilor neamului chiar de sărbătoarea înălțării Domnului. Însoțiți de profesori, copiii au depus flori la monumentul cunoscut la Drobeta, Turnul Severin, drept Obelisc. În felul acesta, au dorit să cinstească memoria eroilor mehedințeni care s-au jertfit pentru neam. Reamintim cu admirație de toți oamenii care au murit în războaiele purtate, fie că au fost soldați, fie că au fost cetățeni simpli, femei, bărbați sau copii. Ei și-au dat viața pentru noi și pentru poporul nostru. Am venit aici pentru a comemora eroii care și-au dat viața pentru patria noastră și să le depunem flori la mormânt și în același timp pentru a sărbători înălțarea Domnului Iisus Hristos. Este un eveniment important pentru Colegiul Național Gheorghe Țițeica, cât și pentru orașul nostru și ne bucurăm să fim prezenți în număr cât mai mare și că putem aduce un omagiu celor care au luptat pentru libertatea noastră. Am depus flori la Monumentul Eroilor pentru a-i comemora pe cei care și-au dat viața pentru patrie, au murit în războaie, dar și a celor care au murit în închisori. Copiii au asistat la o oră de istorie altfel. Profesorii le-au explicat despre importanța sacrificiului eroilor. Elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica s-au adunat în această zi importantă de înălțarea Domnului, pentru că în această zi comemorăm Ziua Eroilor. Vorbim de eroi care au căzut pe câmpiile patriei, nu numai în războiul de independență, conflagrațiile mondiale, eroi care au murit în închisorile comuniste sau eroi noștri din Revoluția din 1989. Mi se pare important ca elevii să nu uite sacrificiul pe care înaintașii noștri l-au făcut pentru ca România să fie astăzi liberă, în 1918 pentru ca România să fie mare. De asemenea, elevii au depus coroane, candele și flori pentru cinstirea celor care și-au dat viața pentru țară. Popescu Elefterie, sublocotenent, 1919, mort în luptele de la Tisa. La final, toți cei prezenți au ținut un moment de reculegere în cinstea celor care s-au jertfit pentru neamul românesc.